Desfășurare de forțe ale companiei de apă Secera JSA pentru a crea condiții optime consumatorilor. Mai multe conducte din județ au nevoie de reparații, așa că echipele de intervenție au fost organizate în ordine cronologică, după cum urmează. Pe strada Pescarilor din cartierul Faleză Nord, Raja Constanța întrerupe furnizarea de apă în intervalul orar 9:11:30. Sunt afectați consumatorii din mai multe blocuri de pe străzile Pescarilor și Rotterdam. La intersecția DN39 cu DN39E, zona de la ieșirea din municipiul Constanța spre Mangalia, Raja ESA Constanța este nevoită să întrerupă furnizarea de apă joi, 18 mai 2017, între orele 6-19. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zona comercială Metro 2, Oșan, Practică. Se vor lua toate măsurile astfel încât rezervorul să asigure apă pentru abonații din cartierul kilometru 45 și cei din localitățile Agigea, Lazu și Cumpăna, însă, din cauza consumului mare, după ora 15 până în jurul orei 20, este posibil ca presiunea să scadă. Consumatorii de pe strada Mării din zona Belona, porțiunea cuprinsă între Eforie Nord și Sud, Raja ESA Constanța este nevoită să întrerupă furnizarea de apă potabilă joi, 18 mai 2017, între orele 4-16. Echipele de lucrători muncesc la foc automat pentru remedierea avariilor în cel mai scurt timp. Consumatorii care întâmpină probleme pe perioada desfășurării lucrărilor de reparație pot apela cu încredere dispeceratul companiei la numărul de telefon 0241 924.